Revenim la povestea Elenei Lasconi cu acest copil care la 14 ani este folosit drept sclav de către părinți, nu? Pentru că putem spune exact, în adevăratul sens al cuvântului. Du-te la muncă ca să ne luăm noi frigider, televizor, iar mama e din nou însărcinată, așa se oară. Da. Așa se oară. Exact. Spuneai Lucian Mândruță înainte de publicitate că păi de fapt n-ar trebui să ne fie să milă. Pentru să fie... chestia asta, da, nu, adică mila nu le folosește la nimic. Și care, mila nesfârșit, adică... haide să mai dăm o subvenție, haide să-i mai ajutăm pe oamenii ăștia. Nu, de la un punct încolo oamenii ăștia trebuie să înțeleagă că există legi în țara românească și că școala este obligatorie, din câte mi-aduc eu aminte. Ca atare, șeful de post e vinovat că acel copil nu se duce la școală. Adică șeful de post, polițistul, păi, da, polițistul ar trebui să vadă dacă pe raza ocolului lui, se întâmplă infracțiune, nu numai furtul de găini infracțiune, să deci un copil să se ducă la școală este infracțiune în legea românească. Chiar dacă părintele face chestia asta, apoi, e infracțiune. Preotul satului ar trebui nu știu dacă preotul satului... Să vadă și să încerce să le explice părinților, domne, totuși e bine poate să-i lași da. Un viitor copilului. Poate nu? Că da, măcar să poată să citească și el Biblia. Și pe locul 3, cred că mai este protecția copilului, care nu știu câte vizite face, cât stau oamenii aia pe teren. Cred că le e mai simplu să stea la vaslui într-un birou decât să se eu bată cred că protecția copilului la vaslui ar trebui să fie suplimentată cu încă 300-400% da, personal ca să poată să se ocupe de toate cazurile. Pentru că a făcut în ultima perioadă multe cazuri aici la emisiune și toată lumea ce protecția copilului în sus, protecția copilului în jos. Bă, la câte cazuri sunt, cred că oamenii nici nu pot să ajungă, adică sunt prea puțini pentru câte astfel de cazuri există. Dar trebuie și legea, deci legea trebuie aplicată. Chiar avem o lege aici. Nu mai e chestie de milă sau tocmeală. Copilul ăla este împiedicat să aibă un viitor și până la urmă și România e, cum spuneai tu, împiedicată să aibă un viitor, da, pentru că el nu merge la școală. Dar copilul acela, ai văzut ce spunea Lucian Mândruță, că îmi doresc. Am văzut că el vrea la școală. Da, adică aș întoarce lumea cu sus în jos doar ca să merg la școală. Asta m-a impresionat. Spus. Și mi-a dăruit desenul ăsta pe care eu îl iubesc foarte tare. A fost prima dată în viața mea. Frumos. Eu știu că există și un test cu un astfel de copac. Adică eu nu pur și simplu i-am spus... ai dat o cariocă, foaie de hârtie și l-ai pus să deseneze sufletul lui. Eu nu i-am spus ce să deseneze. Asta a fost interesant, pentru că ceea ce nu s-a văzut la televizor și ceea ce o să-ți spun acum ție, a fost că prima dată mi-a desenat o barcă, adică tot ideea de a pleca. A făcut o barcă, foarte frumos. Apoi mi-a spus că culoarea lui preferată este roșu și mi-a desenat un măr, foarte frumos. Și apoi am spus, fii atent, te las aici pe căpița asta de fân și vreau să te rog să desenești ce simți tu, vreau să-ți văd sufletul tău. Și nu a ales culoarea roșie, a ales prima dată carioca maro, da? Și s-a apucat să facă trunchiul fără rădăcini și a făcut gaura aia care mie mi s-a părut că arată iar ca un ochi. Iar ți-a spus că fără rădăcini a făcut aici pentru că nu vrea să rămână acolo. Să facă rădăcini acolo. Și a zis, dar ce cu gaura, ce cu ochiul ăla? Că nu înțelegeam ce n-am văzut în viața mea desenând cineva așa pe trunchi. Și spune, așa am eu o gaură în inimă. Măi, eu mă uitam și nu venea are 14 ani și își dorește să meargă la școală să învețe carte, iar părinții îl țin pur și simplu sclav. Da, exact. Lui nu-i se pare ceva ieșit din comun, pentru că el așa, el trăiește în universul lui, el știi trăiește povestea? Acolo. Iliuță este un tip inteligent care de fapt își dă seama în ce situație trăiește și își dă seama că ar trebui să facă altceva ca să aibă un viitor. Și muncește pentru haine și luate pentru hrană, de la second și hand. Mănânce. Da, exact. Și pentru săpun. Săpunul care îl dă vecinul, exact. Nu? Incredibil. 2015, România. Zi, Lucian. Că vreau să-ți arăt apoi să că mai este... Nici nu, e foarte greu, adică ce poți să mai spui când îl vezi pe copilul ăsta care se uită în jos în loc să privească și el spre un oarecare viitor? Ce... E clar că el va perpetua sărăcia în locul ăla, e clar că el va fi următoarea generație care nu își va trimite copiii la școală pentru că nu o să poată să-și permită nici el. E clar că mama nici ea e în acea situație, nu știe mama să scrie, să citească. Un copil. Mai face încă un copil. Asta este iarăși o chestie. Oamenii să spună, da, avem dreptul să facem câți copii vrem. Eu nu știu dacă nu cumva ar trebui să vorbim și despre responsabilitatea de a face un copil, pentru că nu e o chestie pe care o faci că are el sau tu dreptul la viață. Corect. Ce îl faci este, în situația asta, nu faci decât să condamni o ființă umană la nefericire părinți și la mizerie. Egoiști. Știu că nu au posibilitatea exact. să-i întrețină, să-i crească, să-i ajute și se întâmplă. Da, uite, vreau să spun, pentru că am arătat aici la emisiune cazuri pe care Elena Lesconi l-a făcut și le vedeți în campania știrilor ProTV de la ora 19, da? Fără carte, fără viitor. Și vreau să le mulțumesc celor care au trimis astăzi atâtea mail-uri, cred că am răspuns la aproape 100 de mail-uri cu oameni care doreau să-l ajute pe Iliuță și am găsit o persoană de încredere, pentru că eu nu am încredere în părinți.
nu aș vrea să ajungă nimic la mamă, da, trebuie să dai cuiva în sat să se ocupe. Am dat cuiva nu din sat, chiar din Iași. Este un reprezentant a Fundației World Vision care știe foarte bine situația lui Iliuță. Și care am înțeles că vrea să-l ajute, vrea să-l ajute reintegreze să se reintegreze la școală. Un lucru pe care mi l-a spus la Sconi înainte de a intra în emisiune, așa ne spunem noi între noi, la Sconi și Mândruț. Asta, să știți un secret. Mi-a zis că el are câteva clase, dar a ajuns la 14 ani. Da, deci el acum va trebui să recupereze câte clase? Păi ar trebui să recupereze încă 3. Wow. Da. Bun, important e că va fi ajutat și că asta contează cel mai mult, dar pentru că am prezentat cazul tare la Elena, care arătau profesori indiferenți, adică am avut un învățător care își ținea o elevă de 2 ani de zile la școală fără să o bage în seamă, de 4 ani fără să o bage în seamă, am avut o profesoară care predea engleză cu toate că ea nu știa engleză. Vreau să vă spun că din fericire există și situații care arată altfel în România, iar noi, emisiunea noastră, am filmat un învățător care face niște eforturi uriașe ca să ajute copiii din satul său ca să meargă la școală. Deci datorită omului astuia, micuții ăia știu să scrie și să citească și au șansa unui viitor mai bun. Vreau să priviți această poveste și să vedeți, pentru că au fost mesaje care spuneau că da, Elena Lasconi, l-ai găsit doar pe XY, nu vă gândiți că nici el nu poate, că el și poate și lui e greu. Că uite, există oameni care fac eforturi. Am și eu materiale de astăzi. Da, și care pot să-i ajute pe cei care au nevoie. Accentele Ucian pare născut ca să fie domnul învățător. El este omul care în fiecare dimineață se trezește la ora 6:30 pentru a-i duce pe copii la școală cu mașina sa. Parcurge în fiecare zi kilometri buni cu benzina pe care o pune din banii lui, totul ca cei 4 prichindei să nu abandoneze școala și să piardă șansa la un viitor mai bun. Copiii coboară de pe crestele dealurilor câte 3-4 kilometri, fie că e zăpadă mare, fie că plouă sau e întuneric. Haide să mergem la școală, Cristina! De la câți kilometri veniți? De la 4 kilometri, stăm sus pe deal. Blocăm ușa, fii atent, gata. Așa, bună dimineața! Dimineața! Gata, pregătit de școală? Da. Da? Pregătit. Avem un mare noroc din domnul învățător că îi duce cu mașina, pentru că trebuia să mergem noi pe jos, să-i ducem, să-i aducem. Accentele Ucian rămâne un exemplu pentru ceilalți învățători. În fiecare dimineață acesta își aduce copiii la școală, se asigură că sunt lemne în sobă și începe lecțiile pe un ton calm. Accentele Ucian le predă în fiecare zi elevilor săi câte 4 materii și asta în condițiile în care are 3 clase diferite. Are grijă la fel ca un părinte de cei mici. Până fac eu cu clasa 1, comunicare în limba română, tu Cosmin, singur, te rog să rezolvi în continuare exercițiile astea care le-am avut, da? Da. Da? Da. Bun. Tu, Cristina, până rezolve cu clasa 1, ce mai avem aici de făcut? Uite aici, astea până aici le-am avut pentru acasă, da? Hai să formăm 2 propoziții despre iarnă. Învățătorul ar fi avut posibilitatea să plece la o altă școală care are condiții mai bune, dar nu a făcut-o din dragoste pentru elevii săi. A fost un post mai jos, deci să nu mai vin până în Bulzești de sus. Am zis, mai eu rămân aici până la pensie, până ține școala, eu rămân la Bulzești. Ce o fi, o fi. Asta este. Ce-ți place cel mai mult la domnul învățător? Că e un învățător foarte bun și ne învață. Învățătorul arată că atunci când un dascăl își iubește meseria și vrea să învețe pe copiii carte, niciun efort nu este prea mare pentru asta. Datorită lui Accente Lucian, copiii din Bulzeștii de sus știu să scrie și să citească, iubesc învățătura și au șansa la un viitor mai bun. Jos pălăria pentru omul ăsta! Da, chiar! Accente Lucian din județul Hunedoara, omul ăsta cu mașina lui merge, l-am ajutat și noi, să știi că le-am luat calculatoare copiilor de acolo. Foarte frumos. Copiii merg de 4 km prin pădure. Chiar și să vezi că mai aud lupul. Că asta plec emoționat acasă. Da, nu știu, eu vreau să-l salut pe domnul învățător, bravo lui. Dacă povestea e foarte lungă, să vezi cum merg prin pădurile alea, ce eforturi și familiile, ce eforturi fac ca să-i trimită la școală. Fac nu știu câte ore pe jos, apoi așteaptă profesorul, îi bagă în Dacia lui, merge frumos la școală, învață. Deci și nu le e greu. Deci nu le e greu. În fine, povestim mai departe că suntem și în plină desfășurare a bacalaureatului. Îi mulțumim lui Lucian Mânduță că a fost alături de noi. Mulțumesc. Trebuie să plece invitație. Pentru că are bicicleta în fața studioului, el așa vine la noi la emisiune. Vreau să vă arăt și un afiș și chiar vă invită să mergeți în Transilvania cu el pe 2 roți într-un singur weekend, pe 18 și pe 19 iulie. Așadar, pot să zic doar unde să-l scriu? Să zic eu, Cluj, Târgu Mureș, 18 iulie, Târgu Mureș, Sighișoara, 19 iulie, cu Lucia Mândruță.
departe și mergem cu prin sate, cu o să mai descoperim locuri frumoase. Înscrierile se fac pe cubicicletalamare.com. Deci rețineți cubicicletalamare.com, acolo găsiți toate detaliile ca să nu-ți iau ție din emisiune. Foarte bine, îți mulțumim mult. Mulțumesc de tot, Lucia Mândruță. Îți doresc toate cele bune și expediție frumoasă. Eu vă doresc să găsiți cât mai multe cazuri ca ăla din Hunedoara și nu ca ăla din Vaslui.